Special pentru Monica din Italia și Mariana din Franța. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți pe canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, fiindcă pe canal veți găsi masaj, yoga, măsculițe și multe alte chestii interesante despre menținerea frumuseții interioare și exterioare. O salut pe Monica de la canalul Grădina cu Idei. Intrați pe canalul Monicei, care locuiește în Milan și publică foarte, foarte multe filmulețe interesante cu idei generoase, cu idei originale, cu idei nebănuite și necunoscute. Dar Monica m-a întrebat și mă roagă să public un filmuleț despre îngrijirea părului, și anume o măsculiță naturistă pentru părul gras. Dar nu numai Monica, dar și Mariana din Paris. Mă bucur iarăși de prietenele mele și de frumoasele doamne ce trăiesc peste hotare și mă bucur pentru comentariile lor, pentru sugestiile lor. Să știți că vă iubesc și vă îmbrățișez, dragile mele. Desigur că accentul este pe măsculițele naturistice pentru părul gras, dar înainte de aceasta vreau să vă zic că părul ne răspunde la tot ce, la îngrijirea noastră, la rutina de îngrijire, dacă noi facem masaj și dimineața și seara. Vreau să vă zic că am atâtea peptele pentru îngrijirea părului, pentru masajul părului, diferite pe care le-ați văzut în filmulețe. Și din sandal, din lemn natural care îmi fac masaj, și din os, care l-ați mai văzut în filmulețe, și două din turmalină, care cu ele îmi fac masaj. Acesta l-ați văzut cum îmi fac masaj pentru antirid. Acest peptene. Și desigur că mi-ajută și pentru masajul podoabe capilare. Am la fel din turmalină cu mai lung. Căci masajul podoabe capilare ajută la îmbunătățirea proceselor metabolice, stimulează creșterea părului, îmbunătățește circulația sângelui, irigă bulbii, rădăcina părului cu sânge. Desigur că astăzi vă voi arăta și două măsculițe care le prezint acum. Adică chiar mi-aș dori, dragă Monica, dacă o să aplici aceste măsculițe, să ne scrii în comentarii: ți-a plăcut, nu ți-au plăcut, ți-au mers, nu ți-au mers, ce reacție ai avut. Desigur că tratamentele cu măsculițe naturistice și în genere pe podoaba capilară cere timp îndelungat de vindecare, de tratament, până la 3 luni, fiindcă așa este chipzuită de mama natura, ca bulbii firului de păr să crească încet și să răspundă la tratament mai în timp mai îndelungat, un timp mai îndelungat. Măsculițele care le prezint, sper să fie utile și pentru alții, să fie utile și pentru persoanele cu seboree, pentru cei care nu le crește părul, pentru cei care le cade părul, pentru cei care vor să le crească părul, care le cade părul, și pentru a menține podoaba capilară frumoasă și sănătoasă. Îmi place când podoaba capilară a mea este pufoasă, este moale, este plăcută și desigur că e plăcut să ai la orice vârstă, și mai ales la vârstă elegantă, o podoabă capilară îngrijită și de invidiat. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și aștept de la voi sugestii și întrebări. Și sper că în timp să dau răspuns la toate întrebările care mi le-ați dat. Pentru cei care au întrebări de urgență, puteți să-mi scrieți pe adresa electronică care o găsiți în descriere. Iar toate filmulețele cu îngrijire ca podoabe capilare, la fel le găsiți în descriere. La revedere, vă aștept cu drag și la alte filmulețe. Vă iubesc și vă îmbrățișez! Prima mască este foarte, foarte simplă. Sare de mare, fără mirosuri, fără adaosuri, care conține clor, natriu, iod și are
beneficiile sale asupra pielii ca exfoliant, scrub, antimicotic, antibiotic, hrănește pielea. Și iaurtul degrăsat, natural, care la fel și protejează și hrănește părul. Totodată degrăsează. Amestecăm aceste ingrediente, o măsculiță foarte frumușică, albă, aplicăm la rădăcina părului, lăsăm 30 de minute, chiar și o oră această mască puteți să o lăsați. Apoi înlăturați masca, spălați podoaba capilară cu apă călduță. Două măști foarte simple. A doua mască este mai complicată, dar tot este simplă cu produse organice. Aceeași sare cu efect antibacterian, antimicotic, exfoliant și antioxidant. Sare 1 la 4 cu sare și miere. Le amestecăm. Amestecăm sarea cu mierea. O masă foarte, foarte plăcută și adăugăm coniac. O lingură de masă. Coniacul are efecte foarte benefice pentru piele. Îmbunătățește circulația sângelui, are efect astringent și de întărire a bulbilor podoabe capilare. Amestecăm bine, bine, bine. Apoi această masă o masăm în piele. Aplicăm o pungă de polietilenă sau o căciuliță și ținem 30 de minute. Măștile pentru părul gras se aplică doar pe 30 de minute, nu mai mult, fiindcă degrăsează pielea și nu e de dorit mai mult timp. Pentru părul uscat, aplicați o dată în săptămână, pentru părul gras, aplicați de două ori în săptămână. Puteți să